Bună dimineața, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată din nou la stupină. Cu multe, foarte multe probleme. Pentru că într-o stupină mare și dacă nu ai forță de muncă, adică dacă ai alți oameni, din păcate, la ceea ce fac eu, cum să am alți oameni care să mă ajute, faptul că fac în fiecare clip lucruri noi. Spuneam și altă dată, biostopânul și-a arătat limitele sale. Acum suntem în perioada de pregătire pentru iarnă, nu? Pentru iarnat. Organizăm cuiburile. Am spus-o și altă dată, o spun și acum. Este esențial, esențial ca să știm să organizăm cuibul. În clipa în care avem o singură familie, știți bine, organizarea, să zicem că e pe 6 rame, 7, 8, să zic așa, adică eu spun asta în perspectiva ce înseamnă să organizez cuibul în momentul în care se formează gemul. Da? Merg pe 6 rame, atunci cele două din mijloc trebuie să fie cu coronița mai mică decât jumătate, din care să fie ecluzionat puietul, iar celelalte două pe margine, având, nu, coronița din ce în ce mai mare, cele două pe margine să fie pe 3 sferturi, da? Cele stânga-dreapta pe 3 sferturi. Atenție mult, insist, evitați să aveți în cuib, în mijlocul cuibului, ramă plină cu miere, de sus până jos, fără să aibă spațiu unde să intre matca, pentru că acolo lucrurile sunt complicate, ați rupt gemul acela în două. Deci, atenție, foarte mare atenție la formarea gemului. Nu, eu mă întorc la biostup, cum observați, nu am niciun stup modelul acelalt, modelul care a fost până în 2010, ci totul este trecut, toată stupnă este trecută pe biostup. În clipa în care îmi propun organizarea, deci am făcut organizarea aici în față, da? Sunt două familii puse în față, nu le mai desfac, dar voi le vedeți, cu grila asta despărțitoare, cu diafragma despărțitoare. Deci după ce am organizat și aici, organizarea este în felul următor. Cele două rame, adică ramele încerc stânga-dreapta, cu coronița am stânga-dreapta la cele două familii mai mică decât jumătate, cam o treime să fie stânga-dreapta și până mă creștem jumătate, da? Coronița. 3 sferturi și așa până când ajung stânga-dreapta, da? Deci și ultima ramă, dragilor, care o am acolo, trebuie să fie în stare să-mi permită să intre în ea în partea de jos, așa pe distanță de 10, de 7, 8 până 10 cm, 7 cm, zic așa, să-mi intre albină, stânga-dreapta. Cum să fie așa ideal făcută treaba? Păi v-am spus, dăm la centrifugă, descăpăcim, așa organizăm, muncim, sigur, nu sunt în cap de discuții. Dar dacă tu aici, în mijloc, mi-ai băgat o ramă full cu miere, ca să aibă miere acolo, n-ai făcut decât să strici cu toată construcția asta. Deci, atenție, eu văd acum din cele două un ghem mare, da? Din stânga și dreapta, jumătate din sferă aici și jumătate pe partea cealaltă. Și atunci, nu, s-a format un ghem din cele două bucăți, din cele două familii și este un ghem mare, iernează foarte, foarte bine. Este însă perioada în care nu ne mai permitem să stimulăm, pentru că acum toată albina care va intra în iarnă va fi uzată și nu am nicio șansă să am albină de calitate. Nu? Ea va fi uzată, moare peste iarnă și mă trezesc în primăvară cu stupul goal. Spuneam că biostupul mă oferă șansa imensă acum, atât la cel pastoral cât și la cel staționar. Dacă în buzunărel nu am familie, da? În condiții în care aș avea familie și am să vadă și chestia asta, când am 3 familii, atunci urmează să
pun diafragma asta despărțitoare, aia cu ochiuri, da? Aia cu ochiuri, de s-o aduc. Da. Deci, diafragma aceea cu două ochiuri. Ia. Atenție ce am mai făcut ca noutate. Fiindcă albina care trece prin aneman este ușor, ușor deranjată, perișorii aceia tot intră și iese pe prin frantele acestea de la Hahnemann, da? Și nu-i chiar comod, nu chiar bine. Și atunci am tăiat o zebrea de asta micuță și pe aici va circula albina. Foarte multe albine pe aici. Tot timpul pe aici, e mult mai comod, e mai ușor. Pe ea o strâng așa fel încât să-mi dea voi numai. Deci, voi cam așa îl potrivesc, da? Și pe aici va circula albina nestingherită. Ei bine, această diafragmă cu cele două ochiuri miros și cu așa, o pun în, pe ghidajul acesta, pe primul ghidaj. Pot să pun și pe ghidajul al doilea dacă spațiu îmi permite, dacă am un nucleu mai micuț. Da. Să zicem că mergem pe ghidajul acesta, încât să-mi rămână în spate 5 rame, da? Da, un pic propolizat, n-am mai curățat înainte și deci am un pic greutăți, dar ea merge fără discuții. Trebuia să curăț cuțitul. Așa, cuțitul o să curăț asta. Cred că trebuie să o scoți să-ți curați. Da, ați înțeles. Și aici pun rama, pe rama asta cu miere și vor din ambele, din cele trei compartimente, albina vine și se hrănește. Așa cum am avut hrănitor în perioada când am stimulat, tot așa procedez și cu rama acum. Deci facem, continuăm stimularea, dragilor, cu rama cu miere, da? Deci asta facem toată. Hai. Deci trebuie acolo un pic cu vârful cuțitului propolisul de deoparte și ea merge foarte ușor. Bun. Insist. Aici tot așa am făcut, am tăiat un pic o zebreluță și totul merge perfect. Și în partea asta altă o să deschid acum și compartimentul acesta. La fereastră de aici. Iar în partea de sus acolo tăiat și deci circulă albina pe acolo. Lăsăm cam în felul ăsta deschisă. Și rama care am pregătit-o nu o pun neapărat lipită. Numai atunci când am trei, da? Dar dacă acum buzunerul e gol, o las chiar în spate aici. Da? Ea este acum parcă undeva plasată bună de cules, da? Deci fiecare familie o descoperă și o descoperă undeva lăsată în spate, da? Sigur, și în față merge, repet, dar mult mai bine să o las tocmai în spate. Fiecare adică albinuțe din fiecare compartiment, din fiecare familie vor veni, vor descoperi-o și o vor trage foarte bine. Și în felul ăsta facem, continuăm stimularea. Dar stimularea cu miere este altceva decât stimularea. Pentru asta am să zdrelesc un pic aici. Deci căpăceala asta, ca să le atrag atenția. Și o să vedeți cât de repede o descoperă și cum s-a apucat de tras. Numai atât, puțin, ca să nu curgă, da? Deci foarte, foarte puțin. Iată, așa. Și în clipa asta am pus folia, tragem folia și totul este pregătit pentru continuarea stimularii. Este esențial să facem asta pentru că matca va continua să ouă, da? Veți vedea că bagă polen, deci activitatea continuă, dar de data asta stimulat cu miere. Cu rama. Ei, unde în alt stup ai șansa asta? Da?
Deci de acum, nu de acum, în fiecare clip, în fiecare moment, această ladă pe care o compartimentezi după nevoi, după situațiile pe care le ai tu concrete în stupină, îți permite, practic, să ai performanță în fiecare clipă, în fiecare moment. Aceeași ladă cu diafragme compartimentată și cu ochiurile acelea folosite, îți rezolvă toate problemele. Da? Deci, de aia cred, din toată ființa mea, că biostupul, iată, staționar și cel pastoral, își are rolul său în dezvoltarea apiculturii. Deci nu mă îndoiesc că într-un timp de câțiva ani de zile, iată, din 2010 când am debutat, până acum sunt câți 4-5 ani, sigur că a fost și momentul acela greu în 2012. Voi vedeți filmele din mai 2012 când am lucrat la, când la stupină mă aflam la Bujorene acolo și necazul acela care l-am pățit. Este stupina acolo, vedeți filmele acelea, ați văzut, nici eu nu bănuiam că o să fie atâta, așa mare performanță la mulțirii. În doar 2 luni de zile am ajuns la peste 500 de familii, așa, dintre 150. Iar v-am dovedit că acum când am venit doar cu câteva familii, 37 cu care m-am retras de acolo, în 2 ani de în 3 ani de zile, da, ce să spun, 2012 a fost pierdut, 2013, 14 și 2015, iată, în 3 ani de zile am refăcut complet stupina, ba, am și vândut din familie. Da, deci, în momentul de față, mă aflu în situația aceea în care mi-am intrat din nou în mână, bună dimineața. Da, mi-am intrat din nou în mână și fac, încerc să punctez și să arăt în fiecare clipă cam ce performanță puteți obține. Deci nu numai simplu atât mierea, când zici al familiei de albine, zici mieri și atât. Dar iată că la mulțire, mulțirea dirijată, lupta împotriva varoa, toate acestea sunt lucruri concrete, polenul și așa mai departe. Iar tu nu trebuie să faci altceva decât să fii atent, să urmărești filmele de pe internet și să constați cu bucurie că ai șanse foarte mari în dezvoltarea propriei tale stupini. La ora asta sunt stupini de câteva, dacă sunt stupini câte 100 de biostupi, înseamnă că acela are în jur de 300 de familii, nu, la iernat acum. Sigur, în mod clar a descoperit și ce sursă de venit este să și crește albină, să vinzi familii de albine, nu? Este o altă sursă pe care, de care trebuie să ții cont pentru a-ți asigura niște venituri bune, da? În propria ta stupină. Dacă faci pastoral, modelul acesta, spun, numai paletat și există stupine paletate în țară, deci 2 pe palet, și se practică stupăritul acesta destul de frumos. Ei bine, în condițiile în care nu ai așa ceva, atunci mergi pe modelul pe biostup, mergi pe modelul pastoral, da? Și ai șanse foarte mari să faci toată activitatea asta de care ne-am pomenit. Deci el acum, iată-l pe cel pastoral, model pastoral, rezolvă problema cea importantă acum a continuării, să spun așa, a continuării stimulării, pentru că are acel buzunărel de 2 rame, da? Deci știți bine, în spate se află buzunărelul de 2 rame. Iată. Aici este, rama este plasată tot așa mai în spate. Albinele vin din cele 2 compartimente și ciugulesc ușor, ușor din, de pe ramă. Continuă astfel stimularea. Ei, mărcile care ouă încă la momentul acesta, vă dați seama, peste câteva săptămâni, nu? Peste 3 săptămâni vor ieși
ultimele albinuțe, tineret care asigură dezvoltarea bună pe, și trecerea peste iarnă cu succes. Da. Deci, încă o dată spun, bătălia cea mare pe care o dăm acum este să creștem în continuare albină. Să nu oprim măcile, adică să nu se oprească măcile din activitate, să continuă activitatea, pentru că fiecare albinuță tânără este foarte, foarte important în momentul de față. Aceea să fie în stare, repet, să contribui la trecerea cu succes peste iarnă. Da, deci nu am nicio îndoială, dragilor, nu am nicio îndoială că lucrurile merg într-o direcție bună. Cu toate, să spunem, împotrivirile și cu toate obstrucțiile făcute, sunt interese, eu înțeleg foarte bine, sunt interese destul de mari pentru a menține lada aceea cu 10 rame, care numai după ce o iei îți dai seama cât de dezavantajoasă este, pentru că în clipa în care ai numai 10 rame acolo, se dezvoltă foarte rapid acolo și ți intră în frigul roitului. Și dacă, ce să faci cu o stupină de câteva sute când ți-o intrat în frigul roitului? Nu ai cum să mai potolești familia respectivă. Și sentimentul de roire pe urmă se accentuează și atunci ai terminat-o complet cu apicultura, pentru că producția va fi complet diminuată. Pentru o familie care ți-a roit, este producția compromisă pe anul acela. Așa că, insist, vă spun, vă arăt în continuare, voi decideți. Da, deci, eu de unul singur fac toată această activitate, știți bine și linia cealaltă, pe partea cealaltă. Aici mi-au rămas câteva familii, am vândut partea asta și din ce au rămas acolo s-au reorganizat, am avut niște mătcuțe și acum iată că aceștia au toți trei, câte trei familii. Așa că eu nu vă fac altceva decât să vă spun, să vă arăt, voi veți decide cum este cel mai bine pentru ca să reușiți. Vă spuneam și altă dată, am fost sunat de cineva de la Cluj cu stupul acela soarelui, așa, și respectiv m-a atenționat că nu știm cât de conștienți suntem noi, în general, ca oameni, ce pericol mare ne apaște prin dispariția albinei, nu? Sunt stupini întregi care dispar, zone întinse care, așa cum e deșertul, așa se întâmplă și cu albina, că trecem printr-o perioadă grea, repet, datorită schimbării condițiilor de mediu, datorită chimizării, datorită multor factori care apar, pe care nici nu știm foarte bine, ne trezim că familii, stupine întregi, colonii întregi dispar. Și atunci, îmi spunea respectivul domn profesor, nu știu dacă dumneavoastră conștientizați, dar vă înscrieți practic în lupta asta continuă pentru ca să reușim să supraviețuim cu albina. Pentru că mortalitatea continuă, încercați dumneavoastră într-un fel, să, prin biostup, să compensați, să spunem așa, prin înmulțirea asta dirijată. Deci dispar, dar dacă totuși avem o înmulțire dirijată și, cum vedeți, aproape dintr-una pot face trei fără nicio discuție, două față. V-am arătat anul ăsta ce performanță am reușit. Ei bine, dacă facem chestia asta, atunci înseamnă că rata bună la înmulțire compensează, să spunem, mortalitatea și reușim în felul ăsta să supraviețuim. Așa că eu nu dau seama cam ce se întâmplă așa și cum se întâmplă ca evoluție cu biostupul, dar simt că de la o zi la alta tot mai multe lucruri voi descoperi, nu? Și șanse foarte mari pentru ca voi să vă apucați de la nivelul la care eu descoper lucrurile. De ce vă spuneam că
în activitatea asta pe care o fac, aici e și muncă de cercetare. Nu știu cine, dacă se va găsi cineva cumva să vină și să preia toate informațiile pe care le-am adunat, le-am prezentat în filmele acestea. Sper să ajung din nou la Academie și să pot, să pot sensibiliza pe academician Bogdan Alexandru să începem o activitate de cercetare, adică să prezint lucrurile. Vă spuneam că în 2013, în ianuarie 2013, am stat de vorbă cu domnia sa, dar atunci aveam decât doar informațiile până la un anumit nivel. Se întâmplase în 2012 că pierdusem stupina. Eram destul de abătut. Necazul era foarte, foarte mare. Eu speram să o recuperez, dar nu s-a putut recupera pentru că toate condițiile au fost create pentru lovitura aceea dată, nu numai mie, ci și apiculturii în general și tehnologiei acestea noi. Da, na, la vremea potrivită, probabil lucrurile vor fi bine punctate și tot ce s-a întâmplat va fi descoperit. Eu n-am nicio îndoială că lucrurile vor rămâne așa. Câtă vreme sunt filmele acelea care arătau exact cum am lucrat în stupină, iar până pe data de 15 iulie activitatea era îndreptată într-o direcție bună și cercetarea a continuat minunat acolo, așa, din pe 15 iulie este filmul, momentul acela de agresivitate, care spune tot exact ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Ei bine, câtă vreme aceasta este o realitate, cât de mult s-or strădui ei să o ascundă, nu vor reuși, pentru că este un lucru evident. Și în fața evidenței nu te poți, din fața evidenței nu poți fugi. Așa că, sigur, hotărâri judecători s-au fost date, dar ce nu se poate prinde și procuror și judecător, totul. Sunt dovezile clare în felul în care a evoluat tot procesul și tot ce s-a întâmplat. Dar, știu, Dumnezeu vrea îndoi pe toate și știe ce și cum să se întâmple. Minciuna, eu știu că are picioare scurte. Nu poți să o duci la nesfârșit și să faci uz de ea și să o scoți drept adevăr. Bine, haideți să mă opresc. V-am arătat acest lucru. Nu rămâne decât să continuați și voi în propria voastră stupină. Da, iată că albinuțile au descoperit aici zona în care, pe care am zăvit-o eu și au și apărut. Iată-le aici cum trag, da? Își umplu gușa și fiecare pleacă la în compartimentul său. Trebuie să vă spun, este folosit exact precum rampa de zbor aici, da? Urdinișul. Și aici este rezerva care stă. Și este spectaculos. Da, vă las pe voi să vă convingeți la propria voastră stupină. Deci, ori o plasăm, dacă avem spațiu complet liber, în genul pastoralului, aici numai două rame pot fi puse, deci nu mai putem, decât un nucleu pe două rame care stă full, îl poți pune în spate acolo, dar acum, în perioada asta, putem folosi atât biostupul stațional, cât și pastoral pentru hrănire, pentru stimulare în continuare. Da? La revedere, dragilor, pe curând! Hai să-ți opresc.